Prețurile vacanțelor pe litoral ale agențiilor de turism membre ANAT nu cresc de la 15 iulie. Acest lucru pentru că pentru a veni în sprijinul publicului consumator de vacanțe din România se întâmplă pentru că prețurile au fost negociate cu hotelierii încă de anul trecut și sunt publicate încă din octombrie 2012, atât în catalogele cât și pe site-urile agențiilor, fiind astfel garantate de către agențiile de turism membre ANAT pentru întreg sezon. Informațiile care au apărut în presă referitoare la creșteri de prețuri pe litoral în luna iunie se referă strict la tarifele pentru cei care plătesc direct la recepția hotelului. Prin urmare, vă invităm să vă achiziționați bilete pentru canotimpul estival